De săptămâna viitoare începe campania de încheiere a convențiilor individuale pentru serviciile de apă și canalizare. Sunt vizați locatarii de la bloc care sunt înscriși în asociațiile de proprietari și își doresc să primească facturi individuale. Primăria Pașcani a anunțat că oferă consultanță celor interesați prin intermediul funcționarilor de la compartimentul asociației de proprietari. Anunțăm cetățenii că există la nivelul municipiului Pașcani, prin hotărârea de Consiliul Local 112 din 31.05.2019, aprobată acea metodologie de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentului condominiului. În acest sens, menționăm că în baza acestei metodologii se pot încheia convenții individuale, da, anexe la contractul de furnizare prestare de către operatorul de alimentare cu apă, în cazul de față apa vitală în municipiul Pașcani. Noile convenții vor fi ca anexe la contractul de furnizare încheiat deja cu asociațiile de proprietari. Condiția este ca toți locatarii de pe scara blocului să fie de acord cu această metodă de facturare. Principalul avantaj este că Apa Vital nu va mai face debranșări colective pentru neplata facturilor, ci măsurile de recuperare vor fi luate doar împotriva roplatnicilor. Aceste convenții de facturare se încheie doar la nivelul imobililor unde există asociații de proprietari și îndeplinesc condițiile legale impuse de lege pentru aceste asociații. Cei care sunt interesați și doresc să apeleze la această metodă de facturare la apă pot la legătura cu colega noastră de la compartimentul de asociații de proprietari la 0232762300 la interior 112. Încheierea convențiilor individuale la apă este posibilă abia acum, după ce consilierii locale au aprobat o metodologie de repartizare și facturare. Dezbaterile și votul pe această temă au avut loc în ședința din 31 mai, după ani de zile de discuții pro și contra. Menționăm că în momentul de față, din cele circa 8500 de apartamente, câteva mii au încheiate contracte individuale și alte câteva mii sunt organizate în asociații de proprietari unde pot fi încheiate convenții individuale. Regia Pășcăneană de Termoficare a intrat în procedura de insolvență. În cursul zilei de miercuri 19 iunie, la Tribunalul Iași a avut loc primul termen al procesului prin care urmează să fie admisă sau nu cererea și să fie stabilită procedura de intrare în faliment sau reorganizare judiciară. Totodată urmează să fie desemnat un lichidator sau administrator judiciar. Intrarea în insolvență s-a făcut la cererea conducerii REA-GCL cu mandatul Consiliului Local Pașcani din cauza lipsei de lichidități și a datoriilor uriașe, mai ales către bugetele de stat. Firma care ar urma să preia dosarul de insolvență este Management Reorganizare Lichidare Iași, societate care s-a ocupat și de alte unități din Pașcani, cum ar fi de exemplu ACK Fluid SRL sau ABAC Big SRL. Ea a fost propusă chiar de conducerea REA-GCL, dar urmează să fie aprobată de creditori. Tot conducerea regiei a propus și un plan de reorganizare. Dacă va fi aprobat de instanță, REA-GCL va intra în reorganizare judiciară sub coordonarea unui administrator judiciar cu scopul achitării datoriilor și redresarea activității economice. Dacă planul va fi respins, se va intra pe procedura simplificată pentru declararea falimentului. În această situație va fi desemnat un lichidator pentru recuperarea sumelor restante și valorificarea bunurilor în vederea acoperirii datoriilor către creditori. Procedura nu poate dura mai mult de 3 ani de zile, perioadă în care plata drepturilor salariale este o prioritate. Subiectul a fost dezbătut și în cadrul emisiunii Pulsul Zilei. Consilierul PSD Vasile Haldan a susținut că REA-GCL nu are o altă variantă decât cea de intrare în insolvență din cauza datoriilor acumulate și a lipsei banilor necesari continuării activității. Asta s-a întâmplat în decursul anilor, nu s-a întâmplat de anul trecut încoace. Deci, sunt de acord cu domnul Sorin Olariu, că dacă era de anul trecut, era mai bine. Deci poate se găsea o soluție cumva, dar nu se găsește nici o soluție prin care să poți compara prețul energiei termice cu cel prin centrala de cvartal, deci proprie fiecăruia, deci, și să acoperi și datoriile vechele societății acumulate în ani de zile. Deci, din punct de vedere economic, cred că nu se poate rentabiliza această societate. Cred că cei de la conducere nu au putut face treaba asta. Nu-i bănuiesc de rele intenții. În același context, consilierul PMP Sorin Olariu a precizat că REA-GCL ar fi trebuit să intre în insolvență încă de anul trecut pentru a nu mai acumula pierderi. O propunere în acest sens a fost făcută chiar de el, dar subiectul nu a fost dezbătut de consilieri. Părerea mea, o știți, am spus-o de, vă spun, de un an și ceva și chiar m-am bătut pentru punctul meu de vedere și anume intrarea în insolvență. Pentru că, nu știu, mai văzut că părerile oarecum au fost împărțite.
Dar eu cred că cea mai bună soluție este intrarea în insolvență. Bun ar fi fost dacă ar fi fost acum un an și ceva, da? Pentru că, am mai spus-o, intrarea în insolvența unei societăți nu înseamnă și faliment, da? Sau închiderea societății respective. Pentru că nu își permite nimeni de pe o zi pe altă să închidă o societate. Chiar mergem în perspectiva cea mai sumbră, da? Spunem că judecătorul, până la urmă, el ia sentința, dă sentința finală, ar fi în urma deciziei. Pentru că cineva vine, administratul sindic, vine cu o propunere de reorganizare, de închidere, de faliment, în urma analizelor tehnice și economice, da, care le face, și îi propune judecătorului. Și judecătorul, în discuții cu acesta, va lua o hotărâre. Conform datelor contabile, în perioada anilor 2000-2018, regia a acumulat pierderi de peste 10,7 milioane de lei. Cele mai mari sunt din anii 2009 și 2010, de 1,2 și respectiv peste 1 milioane de lei. Într-o intervenție în cadrul unei ședințe a Comisiei Economice, directorul tehnic Sorin Năcuță a precizat că regia a ajuns în pragul falimentului din cauza administrației locale. În perioada 2007-2012 s-au acumulat facturi și subvenții neachitate de peste 130 de miliarde de lei vechi, majoritatea din timpul mandatului fostului primar liberal Grigore Crăciunescu, sume care au blocat plățile către bugetele de stat și au generat penalități. Știți și dumneavoastră că au fost niște sincope majore legate de plățile administrației locale către regie din 2007 până în 2012, 130 de miliarde, ceea ce ne-a dus de fapt în pragul falimentului. Este drept că în 2012, prin ordonanță de guvern, am mai spus-o asta, li s-au restituit cumva formal acele sume, ele au venit prin ordonanță de guvern, dar n-au intrat în conturile regiei pentru că au fost executate de ANAF, pentru că în perioada din 2007 până în 2012, datoria noastră la ANAF a generat penalități exact de nivelul acesta. Deci noi am luat o țapă majoră, regia a luat o țapă majoră, prin gaura produsă de administrația locală și ar trebui să recunoască și o asumă, pentru că am adus-o la cunoștință. Al treilea motiv este faptul că ANAF-ul a executat greșit în două răstrimpuri 7 milioane de lei. Noi am câștigat ambele procese când ne judecăm de 4 ani de zile, numai că ei au făcut recurs acum. Probabil va mai dura și recursul un an și ceva să recuperăm aceste 7 milioane. Facturile restante ale unităților bugetare la căldură au fost achitate în anii următori. De asemenea, subvențiile au fost acoperite cu bani de la guvern, dar sumele au fost executate de ANAF pentru a stinge penalitățile, nu datoriile. De atunci, primăria a achitat sume uriașe pentru a ajuta regia să supraviețuiască. În perioada 2012-2018, RAGCL a primit 24,3 milioane de lei subvenții la căldură, 12,6 milioane de lei de la guvern și 9,8 milioane de lei din bugetul local. Menționăm că în acest context la RAGCL urmează să fie făcute disponibilizări colective. Conform organigramei supuse aprobării, din cei 78 de salariați ar urma să mai rămână doar 45, 17 la termie, 12 la transportul în comun, iar restul personal TESA și administrativ. În județul Iași au fost sesizate 348 de infracțiuni de furt din locuințe în primele 5 luni ale anului 2019. Majoritatea au fost înregistrate în mediul rural, se arată într-o statistică a Poliției Județene Iași. Fenomenul are răspândire în toate statele europene, iar autoritățile fac eforturi pentru prevenirea acestor infracțiuni prin organizarea unor ample campanii de informare. În acest sens, Poliția Română, în parteneriat cu Rețeaua Europeană de Prevenire a Criminalității Europol și alte 12 state din Europa, a lansat pe 19 iunie, prima zi europeană de prevenire a furturilor din locuință. Inițiativa are drept scop conștientizarea cetățenilor cu privire la modalitățile prin care își pot proteja locuința pentru a nu deveni victime ale furturilor. Poliția Română, în parteneriat cu Rețeaua Europeană de Prevenire a Criminalității, Europol și alte 12 state din Europa, au lansat astăzi, la 19 iunie, prima zi europeană de prevenire a furturilor din locuință, în scopul de a conștientiza cetățenii cu privire la modalitățile prin care își pot proteja locuința pentru a nu deveni victime ale furturilor din locuință. Astfel, prin activitățile în această zi, la nivel european, specialiștii în prevenirea criminalității le recomandă cetățenilor să nu comunice date despre plecarea de acasă în convorbirile cu alte persoane.
persoane sau pe rețelele de specializare, deoarece pot deveni vulnerabile în fața hoților. De precizat este faptul că în Iași, în primele 5 luni ale acestui an, au fost utilizate peste 340 de infracțiuni de furt de locuință, majoritatea înregistrate în mediul rural. Specialiștii în prevenirea criminalității recomandă cetățenilor să nu comunice date despre plecarea de acasă pentru o perioadă mai lungă în convorbirile cu alte persoane sau pe rețele de socializare. Check-in-ul din aeroport aduce like-uri, dar vă face vulnerabil în fața hoților. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu posteze pe site-urile de socializare imagini din care să reiasă că dețin în casă bunuri de valoare sau că sunt plecați de acasă. Selfie-urile sunt și ele distractive, dar trebuie avut grijă la ce se observă în imagine. Analiza infracțiunilor de furturi din locuințe evidențiază o multitudine de moduri de operare utilizate de către infractori pentru săvârșirea unor astfel de fapte, iar din datele analizate rezultă că unul din patru furturi este posibil pe fond de o negligență proprietarului în a adapta măsuri simple, dar eficiente de autoprotecție. Analiza infracțiunilor de furturi din locuințe evidențiază o multitudine de moduri de operare utilizate de infractori pentru săvârșirea unor astfel de fapte. De asemenea, din datele analizate rezultă că unul din patru furturi este posibil pe fondul neglijenței proprietarului în a adopta măsuri simple, dar eficiente de autoprotecție. Campania Păstrați surprizele doar pentru vacanță este finanțată de Fondul de Securitate Internă al Uniunii Europene. Primăria Pașcani a finalizat lucrările de amenajare la ștrandul municipal. Redeschiderea lui în sezonul cald din acest an este programată pentru ziua de vineri 21 iunie, de la primele ore ale dimineții. Au fost reparate pompele, iar bazinul de înot a fost revopsit și umplut cu apă. Și în împrejurime au avut loc lucrări de curățenie și amenajare, iar umbrelele și șezlongurile așteaptă să fie ocupate. De asemenea, în acest an va fi deschisă și o terasă cu gustări și băuturi răcoritoare. Lucrările la ștrandul municipal sunt aproape de finalizare. În acest sens, informăm pășcănenii de faptul că vineri, pe data de 21, de la primele ore ale dimineții, ștrandul municipiului va fi deschis publicului. A fost făcute toate lucrările necesare, mă refer aici de la pompele ce curăță apa, de la vopseaua dată în ștrand și tot ce înseamnă lucrări de amenajări în jurul bazinului de apă. Au fost făcute și sunt, vă spuneam, aproape finalizate. Prețurile sunt cele stabilite prin hotărârea de Consiliul Local, nu s-a modificat absolut nimic din acest punct de vedere și așteptăm pășcăneni în număr cât mai mare la ștrand, cu mențiunea că de anul acesta va funcționa în incinta ștrandului și o terasă. Prețurile de acces au rămas la fel ca anul trecut, 10 lei intrarea pentru adulți și 5 lei pentru copii. Ștrandul va fi deschis lunea între orele 12:20 și de marți până duminică între orele 10:20. În perioada 19-21 iulie se va desfășura cea de-a 11-a ediție a Târgului Meșterilor Populari la Pașcani, manifestare culturală cu tradiție ce va reuni zeci de meșteri populari din principalele zone etnografice ale țării. Târgul Meșterilor Populari, cunoscut și după denumirea Târgul de Sântilie, oferă publicului pășcănean atât posibilitatea de a admira frumusețea capodoperelor populare expuse, cât și posibilitatea achiziționării obiectelor, întrucât este o expoziție cu vânzare în aer liber. Creațiile tradiționale vor putea fi admirate în centru pe strada Ștefan cel Mare, între magazinul Profi și Poștă. La evenimentul cultural au fost invitați peste 150 de meșteri populari, urmând ca dintre aceștia să își confirme prezența cei care vor participa. În perioada 19-21 iulie 2019 va avea loc cea de-a 11-a ediție a Târgului Meșterilor Populari de la Pașcani, cu târg cunoscut ca Târgul de Sântilie. S-au făcut deja invitațiile pentru meșterii populari, s-au lansat aceste invitații, sunt invitați aproximativ 150 de meșteri populari, din care vom vedea câți vor participa. Spun acest lucru că deoarece din experiența anilor precedenți, din lista, care de obicei este de 150, ajungem la un număr de participanți de în jur de 50. Vom vedea anul acesta cât își vor onora prezența la Pașcani. Vor fi nelipsite obiectele din ceramică lucrate și pictate manual, costumele populare, țesăturile frumos lucrate, ouăle încondeiate, produsele culinare tradiționale românești, dar și chiurtoșul.
Ca și în edițiile precedente, vom avea prezente diferite meșteșuguri, deci vom avea atât prelucrarea lemnului, cât industrie casnică, costum popular, deci portul popular, dar și ouă încondeiate și produse tradiționale culinare românești și nu numai, pentru că vom avea și curtoșul, care este prezent de mai mulți ani la Pașcani. Dacă nu mă înșeală memoria, cred că este prezent în fiecare an familia Imre Fabian. Vă așteptăm, deci, dragi pășcăneni, în perioada 19-21 iulie să participați la târgul de Sânt Ilie de la Pașcani, târg care va avea loc, ca și în ultimele ediții, pe strada Ștefan cel Mare, între Profi și Poștă. Menționăm că târgul este organizat de Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani, în parteneriat cu Asociația Meșterilor Populari din Moldova, Muzeul Municipal Pașcani și Primăria Pașcani. Primăria Pașcani are începând de astăzi un nou șef al administrației publice locale. Funcția vacantă a fost ocupată prin concurs de către juristul Apostol Paul Iulian. Concursul a avut loc în data de 19 iunie. Pentru această funcție s-a înscris un singur candidat, care a obținut un rezultat final de 174 de puncte. De asemenea, administrația locală organizează concurs de recrutare și pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat treapta 2 și maestru treapta 2. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției până pe data de 28 iulie, ora 13. Proba scrisă va avea loc în data de 9 iulie, la ora 10, urmând ca în termen de 4 zile lucrătoare să fie programat interviul. Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții prevăzute pentru ocuparea acestor funcții, care sunt afișate pe pagina de internet a instituției. Primăria Municipiului Pașcani organizează pe data de 9 iulie concurs de recrutare. Sunt două posturi scoase la concurs. Este vorba de un post de tractorist și unul de maestru. Cele două sunt publicate pe site-ul Municipiului Pașcani. Toate condițiile de participare le găsiți acolo. Spre exemplu, pentru postul de muncitor calificat tractorist, treapta a doua din cadrul Serviciului Gospodărie Comunală, trebuie studii generale. Candidatul trebuie să fie posesor al permisului de conducere pentru categoriile B și TR, minim 4 ani vechime în domeniu. În ceea ce privește partea de maestru, treapta 2 din cadrul aceluiași serviciu, Gospodăria Comunală a Municipiului Pașcani, maestru în domeniul electromecanic auto și nu se solicită vechime în acest domeniu. Cei interesați pot depune la Primăria Municipiului Pașcani candidaturile dumneavoastră până pe acea dată. La ora 10 va avea loc concursul pe data de 9 iulie. Dacă îți place portul popular și ai o ie, ești așteptat în Bucovina Mică chiar în ziua de Sânziene. Pe 24 iunie, începând cu ora 10:30, Primăria și Consiliul Local împreună cu Muzeul Satului și Centrul Cultural Alexandru Vasiliu organizează cea de-a doua ediție a Zilei Internaționale a Iei. Pe afiș sunt programate mai multe activități dedicate acestei zile, o horă a satului, o expoziție de costume tradiționale moldovenești și un concurs pentru premierea celei mai frumoase ii. De asemenea, artiștii locali din ansamblul folcloric Bucovina Mică Tătăruși vor susține un spectacol artistic. Putem spune că la Tătăruși a devenit un obicei ca pe 24 iunie de Sânziene să sărbătorim ziua Iei. Am spune noi un festival a Iei la Tătăruși, unde la Muzeul Satului ne întâlnim cu toții, copii, tineri, vârstnici, îmbrăcați în straiele noastre populare, dar în special în ia românească, unde cântăm, dansăm și ne veselim pentru o zi. La Muzeul Satului vom începe cu o horă a satului, apoi avem un ansamblu folcloric nou înființat, Bucovina Mică, care va prezenta un spectacol folcloric. De asemenea, va fi o paradă a fetelor în IE și un concurs unde vom decena și premii. Mândri vom fi și vom purta IA românească și așteptăm cu mare drag, în special tătărușenii,
copiii, tinerii și vârstnicii să vină la acest eveniment pe care noi l-am creat tocmai pentru a aduce un omagiu costumului nostru popular, cântului și dansului nostru drag. Vă așteptăm la Tătăruș. Și la Pașcani va avea loc un eveniment dedicat ei. Nu este organizat de administrația locală, ci de un jurnalist începând din anul 2016. Tânăra Teona Gherasim vă invită la o paradă a Portului Național pe 24 iunie. Pe data de 24 iunie, așa cum v-am obișnuit din anul 2016, vă dau întâlnire în fața Casei de Cultură Mihail Sadoveanu de data aceasta, dacă în anii trecuți era la Peștișorul. Femeile și bărbații au potrivă îmbrăcate sau îmbrăcați în ie, tradiționala noastră piesă de îmbrăcăminte. Anul acesta, noutatea va fi în apariția dacilor pe plaiurile noastre. Vom dona muzeului din Pașcani o ie și o catrință, un valnic vechi de aproape 150 de ani. Vor mai fi foarte multe surprize, un concurs, o defilare și noutățile vor apărea pe parcurs. Vă invităm în acest sens să vizitați pagina de Facebook a evenimentului și evenimentul în sine ca să aflați detaliile. În România, ea este sărbătorită începând cu anul 2013, în noaptea cerurilor deschise de sânziene, la propunerea Institutului Cultural Român. La nivel internațional, Ziua Universală a ei a debutat la inițiativa comunității online la Busrumen, fiind preluată cu succes de comunitățile românești din peste 100 de orașe, din 48 de țări. Administrația locală întâmpină dificultăți în organizarea ediției din acest an a zilelor municipiului Pașcani. Bugetul mic, dar mai ales timpul scurt rămas până la eveniment, au subțiat destul de mult lista cu artiștii care ar putea fi contractați să concerteze. În cursul zilei de marți, Comisia Specială de Organizare s-a întrunit din nou în ședință și de această dată fără a fi întrunit cvorumul necesar votului. Președinta Comisiei, viceprimărița Gabriela Nedelcu, a anunțat că doar o parte din artiștii de pe lista de dorințe sunt disponibili, în timp ce trupele consacrate sunt deja contractate pentru această perioadă. Totuși, este foarte posibil ca la zilele Pașcaniului să concerteze în acest an orchestra Frații Adbahov din Republica Moldova, dar și trupa Iris. Nu a fost stabilită încă nici lista cu artiștii locali care urmează să urce pe scenă. Comisia ce se ocupă de organizarea zilelor municipiului Pașcani s-a întrunit astăzi din nou. S-a stabilit și s-a discutat data și locația din nou. A rămas perioada pe care am discutat-o în prima fază, 19-20-21 ale lunii iulie, cu mențiunea că deschiderea și foarte multe evenimente de partea oficială vor avea loc vineri în cadrul primăriei municipiului Pașcani, cât și în centrul municipiului Pașcani. Vorbesc aici de decernarea titlurilor de cetățean de onoare, premierea elevilor, partea de efectiv de deschidere și de discursuri a zilelor municipiului Pașcani, cât și partea de deschidere a târgului meșterilor populari și totodată discutăm și cu cei din Comuna Pașcani, Republica Moldova, pentru a semna acordul de înfrățire ale celor două localități. În acest an, sărbătoarea Pașcaniului va fi organizată în perioada 19-21 iulie. Vor fi doar două zile de spectacol, pe 19 iulie fiind programate festivitățile de deschidere, de înfrățire cu Comuna Pașcani din Republica Moldova, precum și cea de-a 11-a ediție a Târgului Meșterilor Populari. În aceeași zi vor fi premiați șefii de promoții de la școlile pășcănene și vor fi acordate noi titluri de cetățean de onoare. Momentan, Comisia s-a întrunit pentru a stabili o serie de nume, s-au verificat câteva disponibilități, o parte din trupele mari pe care noi le-am dorit să le aducem sunt ocupate, cum ar fi cei de la Holograph sau cei de la The Motans, nu sunt disponibili pentru perioada în care noi dorim să organizăm.
și trebuie din nou să reluăm căutările unor artiști, în special pe partea aceasta de închidere. Am găsit și o parte de artiști disponibili pentru partea de populară, dar mai avem încă de discutat cu o serie de artiști, urmând ca această comisie să se întâlnească din nou cel mai probabil săptămâna viitoare. Menționăm că până acum nu a fost stabilită nici firma organizatoare. Ea urmează să fie desemnată în urma unei selecții de oferte. Bugetul evenimentului este de 150.000 de lei, dar urmează să fie suplimentat cu încă 50.000 de lei dacă consilierii vor aproba această propunere. Vremea va deveni local călduroasă în majoritatea regiunilor, iar instabilitatea atmosferică temporar se va menține accentuată începând cu orele amiezii în zonele montane și submontane și local cu o probabilitate mai mare în estul și sud-estul țării, precum și în nord-vest, unde vor fi înnorări și perioade în care se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, posibile vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă înregistrate în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi pe arii restrânse mai însemnate. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 33 de grade, iar cele minime între 12 și 24 de grade. În județul Iași vremea va fi caldă. Izolat vor mai fi înnorări și perioade în care se vor semnala averse sporadice. Temperaturile zilei vor varia între 28 și 31 de grade, iar temperaturile nocturne se vor situa în jurul valorii de 19 grade Celsius.